Sfântul Atanasie al Atonitului a fost un călugăr și stareț ortodox grec care a trăit în secolul al XIV-lea pe muntele Athos, unul dintre cele mai venerate locuri ale ortodoxiei. El este cunoscut pentru viața sa sfântă, pentru învățăturile sale duhovnicești și pentru fondarea mănăstirii Sfânta Ana de pe muntele Athos. Născut în jurul anului 1300 în Tesalonic, Atanasie și-a petrecut tinerețea în studiu și contemplare duhovnicească. La vârsta de 20 de ani, el a plecat să trăiască ca pustnic pe muntele Athos, unde și-a dedicat viața rugăciunii și meditației, după o viziune divină, în care i s-a arătat locul unde să construiască o mănăstire. Atanasie a fondat mănăstirea Sfânta Ana, care a devenit un centru de spiritualitate și cultură ortodoxă. El a trăit ca stareț acolo și a îndrumat o comunitate de călugări în viața monahală și în rugăciune. Sfântul Atanasie a fost cunoscut pentru viața sa de sfințenie și pentru darurile sale duhovnicești, inclusiv pentru darul discernământului duurilor, adică al scoaterii demonilor din posedați și pentru vindecări miraculoase. El a fost căutat de mulți credincioși pentru sfaturi și ajutor duhovnicesc, moștenirea sa spirituală și influența sa asupra vieții monahale de pe muntele Athos continuă să fie resimțite și onorate și în prezent. Sfântul Atanasie al Atonitului este cinstit ca un sfânt și îndrumător duhovnicesc al credincioșilor și călugărilor. Iar mănăstirea pe care a fondat-o rămâne un loc de pelerinaj și rugăciune. Sărbătoarea sa este stabilită pe 5 iulie în calendarul ortodox. Sfântul Atanasie cel Mare s-a născut în jurul anului 298 în Alexandria, oraș din Egipt, și a devenit una dintre cele mai proeminente figuri ale creștinismului timpuriu. El a fost unul dintre principalii apărători ai credinței ortodoxe împotriva erezilor vremii sale, în special împotriva arianismului, care nega învățătura despre Sfânta Treime și punea la îndoială divinitatea lui Isus Hristos. Atanasie, crescut în tradiția creștină, a primit o educație excelentă în teologie și filosofie și s-a dedicat de tânăr vieții monahale. În școala teologică din Alexandria, el a fost influențat puternic de învățăturile părinților bisericii, în special ale sfântului Alexandru, episcopul Alexandriei. După ce a fost hirotonit preot, Atanasie a devenit unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai episcopului Alexandriei. În ciuda vârstei sale tinere, fiind cunoscut pentru înțelepciunea și cunoașterea sa teologică profundă, a fost ales episcop al Alexandriei în anul 328 de H.R., devenind liderul bisericii egiptene într-o perioadă crucială a istoriei creștinismului. În timpul slujirii sale ca episcop, Atanasie s-a confruntat cu numeroase provocări, în special cu ereza ariană, care contesta natura divină a lui Isus Hristos. El a condus Biserica Ortodoxă apărând învățătura care arăta că Fiul este de aceeași esență cu Tatăl și a jucat un rol crucial în formularea și promovarea credinței niceene, care a respins în mod oficial învățăturile ariene. Atanasie a fost persecutat și exilat de mai multe ori de către împărații arieni, dar a rămas neclintit în credința sa și în apărarea adevărului ortodox. El a fost un teolog și scriitor prolific, lăsând în urmă o serie bogată de lucrări teologice și pastorale care au influențat profund gândirea creștină. Lucrările sale teologice, precum Contra Arianos și Despre Incarnare, au avut un impact semnificativ asupra dezvoltării doctrinei creștine și au contribuit la consolidarea credinței ortodoxe. Învățăturile sale despre Trinitate, Incarnare și Salvare rămân fundamentale pentru credința creștină ortodoxă. Moștenirea sa teologică și spirituală este adânc respectată în tradiția ortodoxă.
Scrierile sale, care includ tratate teologice și scrieri polemice împotriva arianismului, sunt studiate și citate și azi în întreaga lume ortodoxă, după moartea sa, survenită în anul 373 de H.R., Sfântul Atanasie cel Mare a fost venerat ca unul dintre cei mai mari părinți ai bisericii creștine și apărători ai credinței ortodoxe. El este recunoscut în întreaga lume ortodoxă ca un sfânt și mărturisitor al credinței creștine și este adesea invocat ca mijlocitor și ajutător în rugăciuni pentru protecție împotriva erezilor și pentru înțelepciune duhovnicească. Sărbătoarea sa cade pe 2 mai în calendarul ortodox, dar e sărbătorit și pe 18 ianuarie împreună cu Sfântul Chiril și el episcop al Alexandriei. Sfântul Spiridon al Trimitei a fost un episcop din secolul al IV-lea, care a trăit în insula Cipru, cunoscut pentru sfințenia și minunile sale. El este adesea venerat ca unul dintre cei mai mari sfinți ai Bisericii Ortodoxe. Sfântul Spiridon s-a născut într-o familie modestă, în satul Aschea, pe insula Cipru. În prima parte a vieții a fost păstor de oi, dar după moartea soției sale, s-a retras într-o mănăstire pentru a sluji lui Dumnezeu ca monah, devenind cunoscut pentru ascetismul său sever și pentru viața sa de rugăciune și contemplare. Mai târziu, datorită sfințeniei și înțelepciunii sale deosebite, a fost ales episcop al Trimitei, capitala insulei Cipru. Și a slujit credincioșilor săi cu sfințenie și devotament. El a fost un model de smerenie și iubire creștină, dedicându-și viața ajutorării celor săraci și suferinți în timpul slujirii sale ca episcop. Sfântul Spiridon s-a remarcat prin viața sa de sfințenie, rugăciune și milostenie. El a fost cunoscut pentru atenția dată nevoilor oamenilor sărmani și pentru darurile sale de vindecare și profeție. Sfântul Spiridon a săvârșit și numeroase alte minuni în timpul vieții sale, precum oprirea furtunilor, ori aducerea ploii în timpul secetei. După moartea sa, trupul său a fost găsit într-o stare desăvârșită și a continuat să săvârșească minuni pentru cei care se rugau cu credință la el. Una dintre cele mai cunoscute minuni din timpul vieții atribuite Sfântului Spiridon este legată de convertirea unui păgân. Într-o împrejurare oarecare, un om a venit la el pentru a se plânge de pierderea cămilei sale, cu care își asigura existența. Sfântul Spiridon i-a promis că Dumnezeu îi va aduce cămila înapoi, iar cămila a apărut ulterior în fața lor, închinându-se în fața Sfântului Spiridon. Sfântul Spiridon este venerat și pentru intervenția sa în timpul primului conciliu ecumenic de la Nicea din anul 325 de H.R., unde a jucat un rol crucial în condamnarea ereziei ariene și în formularea credinței niceene, care susține în mod oficial divinitatea deplină a lui Iisus Hristos. După moartea sa, Sfântul Spiridon a fost venerat ca un sfânt și mărturisitor al credinței creștine și este cinstit ca un sfânt ocrotitor al insulei Cipru. Moaștele sale sfinte sunt păstrate și venerate în Catedrala Sfântului Spiridon din orașul Larnaca din Cipru și sunt căutate de mulți credincioși pentru binecuvântare și ajutor spiritual. Sfântul Spiridon al Trimitei este sărbătorit în calendarul ortodox pe 12 decembrie și este invocat ca mijlocitor și ajutător în rugăciunile credincioșilor pentru protecție împotriva pericolelor și pentru vindecare și ajutor în necazuri. Sfântul Ioan Damaschinul a fost un teolog și călugăr creștin ortodox din secolul al VIII-lea, cunoscut pentru contribuțiile sale semnificative aduse la întregirea teologiei creștine, dar și pentru alte numeroase scrieri. El s-a născut în jurul anului 676 în Damasc, oraș aflat în prezent în Siria, și a trăit în perioada când regiunea era stăpânită de califatele arabe. Ioan Damaschinul a crescut într-o familie creștină bogată și educată, iar el însuși a primit o educație excelentă, inclusiv în domeniul filosofiei și al teologiei.
După ce a devenit cunoscut pentru înțelepciunea și cunoștințele sale, el a fost numit în funcția de ministru la curtea califului islamic în Damasc. Cu toate acestea, după ce a renunțat la poziția sa de la curtea califului, Ioan a intrat în viața monahală la mănăstirea Sfântului Sava, situată în apropiere de Ierusalim. Acolo și-a petrecut restul vieții în rugăciune, studiu și scriere, alcătuind aici cele mai multe dintre lucrările sale teologice. Sfântul Ioan Damaschinul este cunoscut pentru scrierile sale teologice, cea mai cunoscută fiind Exacta Expositio Ortodoxae Fidei, adică exactă exprimare a credinței ortodoxe, cunoscută și sub numele de Dogmatica. În paginile acesteia, el a sistematizat și a explicat învățăturile fundamentale ale Bisericii Ortodoxe. Această lucrare a devenit un text de referință pentru teologia creștină și este încă studiată și apreciată ca un studiu de referință în tradiția ortodoxă. Altă carte la fel de cunoscută și apreciată este Apologia împotriva iconomahilor. Deci în lucrări sale a apărat învățăturile ortodoxe tradiționale, inclusiv venerarea icoanelor și învățătura despre Sfânta Treime, împotriva atacurilor eretice ale vremii sale. La contribuțiile sale teologice trebuie adăugate și cele literare, căci el a fost și un poet talentat și un cântăreț al credinței. El a compus numeroase imnuri și rugăciuni care sunt încă utilizate în liturghia ortodoxă și în viața de rugăciune a credincioșilor. O contribuție semnificativă a Sfântului Ioan Damaschinul la teologia creștină este în domeniul apologeticii, unde a încercat să găsească un echilibru între credință și rațiune. El a susținut că rațiunea umană poate fi folosită pentru a înțelege și explica credința creștină, dar că unele aspecte ale credinței depășesc înțelegerea rațională și necesită credință. Sfântul Ioan Damaschinul este cinstit ca un sfânt și învățător al Bisericii și este invocat ca mijlocitor și ajutător în rugăciunile credincioșilor pentru înțelepciune și îndrumare duhovnicească. Moștenirea sa teologică și spirituală este foarte apreciată în întreaga lume ortodoxă, continuând să influențeze și astăzi teologia creștină, întrucât este și acum adesea studiată și citată de către teologi și credincioși. Sfântul Ioan Damaschinul este sărbătorit pe 4 decembrie în calendarul ortodox. Sfântul Paisie Aghioritul a fost un călugăr ortodox grec care a trăit în secolul al XX-lea și este recunoscut pentru spiritualitatea sa profundă și pentru darurile sale duhovnicești. El este venerat în întreaga lume ortodoxă ca unul dintre cei mai mari părinți duhovnicești ai secolului trecut, născut în anul 1924 în Cezarea Capadociei, în Turcia, cu numele Arsenie Znepidis. Sfântul Paisie și-a petrecut copilăria în mijlocul suferinței și instabilității pricinuite de conflictul greco-turc din perioada interbelică. La vârsta de 12 ani, el a plecat în Grecia împreună cu familia, stabilindu-se în orașul Conița, după terminarea studiilor școlare. Arsenie caută adăpost la mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Muntele Athos și și-a început viața sa monahală sub numele de Paisie. Aici și-a dedicat viața rugăciunii, studiului scripturii și slujirii celorlalți, devenind cunoscut pentru umilința și smerenia sa. Sfântul Paisie este cunoscut pentru darurile sale duhovnicești, inclusiv pentru capacitatea sa de a citi în inimile oamenilor și de a oferi sfaturi duhovnicești și mângâiere celor care îl căutau. El a fost un căutător înfocat al lui Dumnezeu și un luptător împotriva ispitelor și patimilor. De-a lungul vieții sale, Sfântul Paisie a atras un număr mare de credincioși care căutau îndrumare și sprijin spiritual. El a fost respectat și iubit de către mulți pentru înțelepciunea și sfințenia sa și a avut un impact profund asupra vieților multora prin sfaturile sale duhovnicești și rugăciunile sale. Moștenirea spirituală a Sfântului Paisie Aghioritul este adânc respectată și cinstită în întreaga lume ortodoxă.
iar el este adesea venerat ca un sfânt și mijlocitor puternic în rugăciuni. Sfântul Paisie a trecut la Domnul în anul 1994, iar sărbătorirea sa este stabilită pe 12 iulie în calendarul ortodox. Sfântul Marcu Evgenicul a fost un călugăr ortodox care a trăit în secolul al V-lea și este cunoscut pentru viața sa de sfințenie și pentru învățăturile sale duhovnicești. El este venerat în tradiția ortodoxă ca unul dintre cei mai importanți pustnici și duhovnici ai bisericii. Marcu s-a născut în Egipt și a trăit o viață mirenească obișnuită până la vârsta de 20 de ani, când a decis să renunțe la lume și să devină călugăr. El a trăit în izolare în deșertul egiptean timp de aproximativ 7 ani, petrecându-și timpul în rugăciune și contemplare adâncă. Sfântul Marcu Evgenicul este cunoscut pentru scrierile sale ascetice și duhovnicești. În special, scrisorile ascetice și marturia împotriva nestorianilor, care oferă învățături despre viața duhovnicească, rugăciune și lupta împotriva erezilor vremii sale. Un aspect remarcabil al vieții sale este legat de rugăciunea neîncetată pe care o practica. El a încurajat pe alții să urmeze acest model de rugăciune constantă, care implică concentrarea minții și inimii asupra lui Dumnezeu în orice moment și în orice circunstanță. Moștenirea spirituală a Sfântului Marcu Evgenicul este adânc respectată în tradiția ortodoxă și este adesea studiată și apreciată de către călugări și credincioși. El este venerat ca un model de sfințenie și devotament și este invocat ca mijlocitor și ajutător în rugăciunile credincioșilor pentru îndrumare și sprijin în lupta duhovnicească. Sfântul Marcu Evgenicul este sărbătorit pe 5 martie în calendarul ortodox și este adesea cinstit în lumea creștină ca un exemplu de viață dedicată lui Dumnezeu și învățăturilor sale. Sfântul Efrem Sirul a fost unul dintre cei mai importanți părinți ai bisericii din secolul al IV-lea și este cunoscut pentru înțelepciunea sa duhovnicească, pentru scrierile sale teologice și pentru poeziile sale religioase. El este venerat în întreaga lume ortodoxă ca unul dintre cei mai mari sfinți și învățători ai bisericii. Efrem s-a născut în Nisibis, în Persia, oraș aflat astăzi în Turcia, în jurul anului 306 de H.R. într-o familie creștină și a fost influențat profund de tradiția ascetică și monahală a vremii sale. El a trăit o viață dedicată lui Dumnezeu, intrând în viața monahală la o vârstă fragedă și petrecând mulți ani în rugăciune și contemplare adâncă în deșertul Siriei. O mare parte a vieții sale va fi însă călugăr în orașul Edesa, în prezent Şanlıurfa, din Turcia, unde a dus o viață de smerenie și rugăciune. Sfântul Efrem Sirul este cunoscut pentru scrierile sale teologice profunde, în special pentru lucrările sale ascetice și poeziile religioase. El a compus numeroase imnuri și rugăciuni, care au devenit parte integrantă a tradiției liturgice ortodoxe și sunt încă folosite în slujbele bisericești și în prezent, opera sa cea mai cunoscută o închipuie Cântările lui Efrem, Imnele lui Efrem, o colecție de poezii religioase care reflectă învățăturile sale duhovnicești și teologice. Exprimând o profundă dragoste și adânc devotament față de Dumnezeu și față de viața creștină. Aceste cântări sunt apreciate pentru profunzimea lor spirituală și pentru frumusețea lor poetică și sunt considerate un tezaur al spiritualității creștine ortodoxe. Aceste imnuri au fost recitate și cântate în biserici și mănăstiri de-a lungul secolelor și sunt încă apreciate și studiate în tradiția ortodoxă. Sfântul Efrem a fost, de asemenea, un apărător înfocat al ortodoxiei împotriva erezilor vremii sale, inclusiv împotriva arianismului și a altor învățături false precum nestorianismul. El a fost un susținător înflăcărat al doctrinei trinitare și al învățăturii despre Dumnezeu ca treime. El a fost un teolog profund și un învățător al credinței, iar scrierile sale au avut un impact semnificativ asupra dezvoltării teologiei creștine.
Moștenirea spirituală și literară a Sfântului Efrem Sirul continuă să fie adânc respectată și venerată în tradiția ortodoxă și este adesea studiată și apreciată de către teologii și credincioșii din zilele noastre. El este cinstit ca un sfânt și învățător al bisericii și este invocat ca mijlocitor și ajutător în rugăciunile credincioșilor pentru înțelepciune și îndrumare duhovnicească. Sfântul Efrem Sirul este sărbătorit pe 28 ianuarie în calendarul ortodox. Sfântul Vasile cel Mare a fost unul dintre cei mai influenți părinți ai bisericii din primele secole ale creștinismului. El s-a născut într-o familie creștină bogată în jurul anului 330 de H.R. în Cezarea Capadociei, din Asia Mică, localitate aflată în prezent în Turcia, în regiunea modernă Kayseri, și a devenit cunoscut pentru înțelepciunea sa, pentru învățăturile teologice și pentru slujirea sa pastorală. El a primit o educație excelentă în domeniul retoricii și filosofiei, făcând studii temeinice la Atena. După ce a petrecut un timp în studii și călătorii în Orientul Mijlociu și în Egipt, el s-a întors în Capadocia și în ciuda originii sale privilegiate. El a ales să-și dedice viața slujirii lui Hristos și a bisericii, călugărindu-se. Pentru o perioadă de timp s-a retras în deșert pentru a trăi o viață de contemplare, de rugăciune și de ascetism. De pe acum a devenit cunoscut pentru ascetismul său riguros și pentru viața sa de smerenie și disciplină. În cele din urmă, Vasile a fost hirotonit preot și mai târziu a devenit episcop al Cezarei Capadociei și a jucat un rol crucial în apărarea ortodoxiei împotriva erezilor vremii sale, inclusiv a arianismului, fiind un susținător fervent al doctrinei trinitare și a învățăturii despre Dumnezeu ca treime. Vasile a fost un lider al mișcării monahale și a fondat numeroase mănăstiri în regiunea Capadociei. El a promovat o viață de ascetism și contemplare și a scris multe tratate și omilii despre spiritualitatea creștină și viața monahală. Una dintre cele mai importante contribuții ale sale la teologia creștină este lucrarea sa despre Duhul Sfânt, în care a dezvoltat învățătura ortodoxă despre Sfânta Treime și despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt. El a afirmat rolul central al Duhului Sfânt în viața și învățăturile bisericii și a dezvoltat concepte teologice precum omia și hipostaza. Sfântul Vasile a scris și numeroase alte scrieri teologice și liturgice, printre care cele mai cunoscute sunt Omiliile și Hexaimeronul. El a adus, de asemenea, o contribuție semnificativă la dezvoltarea liturgiei creștine, fiind recunoscut ca unul dintre părinții liturgici ai bisericii. Sfântul Vasile cel Mare a fost, de asemenea, un apărător al dreptății sociale și al milosteniei. El a fondat numeroase instituții caritabile și a încurajat creștinii să fie gata să împartă bunurile deținute cu cei săraci și nevoiași. Moștenirea sa teologică și spirituală continuă să fie adânc respectată în întreaga lume ortodoxă. Sfântul Vasile cel Mare este cinstit ca un sfânt și învățător al bisericii și este invocat ca mijlocitor și ajutător în rugăciunile credincioșilor pentru înțelepciune și îndrumare duhovnicească. Sărbătoarea sa este pe 1 ianuarie în calendarul ortodox.